Spitalele se confruntă în continuare cu o criză de sânge, în ciuda campaniilor de donare care s-au organizat în ultima perioadă pe raza mai multor localități din Vâlcea. În acest moment este deficit de sânge pentru grupele cu RH negativ. Conducerea Centrului de Transfuzii Sanguine Vâlcea face un nou apel la donatori după ce joi dimineață doar 8 persoane au mers la sediul instituției pentru a dona sânge. Din păcate, astăzi, până la această oră, 8 donatori au fost, ceea ce este foarte puțin. Deși noi am avut campanii de donare și, mulțumită acestor campanii, numărul de donatori a fost mai mare și stocul de sânge este ok, totuși pe anumite grupe de sânge și mai ales pe grupele cu RH negativ, suntem un pic deficitari pentru că urgențele și cererile din partea spitalului au fost foarte mari în ultima perioadă și de la Spitalul Județean și spitalele din județul Vâlcea, dar și de la spitalele din centrele universitare, București, Craiova. Și de aceea suntem un pic dezechilibrați și facem apel și pe această cale, mulțumită dumneavoastră, către donatorii de sânge și mai ales donatorii de sânge fidel, ca să zicem așa, cu grupele de sânge A2 negativ, 01 negativ și B3 negativ. Acestea sunt grupele pe care suntem oarecum deficitari și este mare nevoie. Centrul de Transfuzii Sanguine Vâlcea reușește să onoreze lunar aproape 80% din solicitările primite. Deși cererea crește de la o lună la alta, numărul donatorilor rămâne unul constant. Trebuie o promovare mult mai puternică, o conștientizare a oamenilor și o informare a lor. Am observat că totuși oamenii mai uită câteodată că e nevoie de acest gest umanitar de a dona sânge periodic chiar. Uită, și noi le amintim periodic și le mulțumim totuși că sunt receptivi și răspund apelurilor noastre. Ne puteți spune lunar cam câți donatori aveți aici la Râmnicu Vâlcea? Media noastră în județ este în jur de 400-450 pe lună. Nu este un număr suficient. Noi facem toate eforturile să mărim acest număr pentru a răspunde solicitărilor, pentru că de fiecare dată am precizat, numărul de solicitări este din ce în ce mai mare. Din păcate, cazurile grave prin spitale s-au înmulțit cu diferite afecțiuni care necesită transfuzii sanguine și de aceea și numărul de donatori trebuie să crească. Cei care doresc să facă acest gest salvator sunt așteptați la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină de pe strada Calea lui Traian în fiecare zi de luni până vineri între orele 7:30-13. Pot dona persoanele care au împlinit 18 ani și care nu au probleme de sănătate.